De la această oră pe Exclusiv TV veți vedea ședința integrală a Consiliului Local din Onești, județul Bacău. Vizionare plăcută! Puncte din proiectul inițial, suplimentate cu încă 3 puncte. Aș vrea să știu dacă toată lumea cunoaște ordinea de zi. Da. Dacă cunoașteți ordinea de zi, aș vrea să știu dacă sunt discuții pe marginea ordinei de zi. Dacă nu sunt discuții... Am o întrebare. Secretar, am văzut în ultimul timp, nu mai văd semnătura dumneavoastră pe niciun proiect. Să înțeleg că n-am atins de legal niciun semnătatea asta. Deci sunt proiecte, dar nu semnătura de legalitate. Da, vreau să-mi răspundeți și vreau să răspundeți în ședința început. Da. Proiectele toate sunt avizate și atunci când faptul că nu am semnat și eu primesc materiale odată cu dumneavoastră și le studiez și în perioada aceea de 5 zile ca să-mi pot să fac o primă. Pentru că vin cu jumătate de oră, o oră sau într-o zi și nu am efectiv timpul necesar să mă aplec asupra. În măsura în care găsesc, am o altă opinie juridică decât cea pe care o au colegii mei sau inițiatorul, voi anunța Consiliul Local cu atât de colegii de administrație. Păi bun, și eu cum realizez care unde este avizul dumneavoastră și unde nu? Deci, la anunț, înainte de proiect. Înainte de proiect, eu anunț și spun că acel proiect nu mi-l asum. Nu prea este ok, pentru că nu dați un proiect și eu nu știu ce proiecte am la ședința respectivă, când astăzi puteți să mă avizați jumătate. Cred că corect ar fi să am avizul de legalitate, reprezentat de semnătura și copilea dumneavoastră. Așa e normal. Codul administrativ zice altceva, eu respect codul administrativ. Acum, dacă dumneavoastră doriți lucrul ăsta, în regulamentul de organizare și societate, puteți să plăteți și aspectul ăsta. Deși va fi foarte greu, pentru că 10 proiecte să-ți vină într-o zi și să stai să studiezi, să dai avizul de legalitate, e mai greu. Am și eu câteva zile să mă documentez. În aceea situație sunt și eu, că trebuie să studiez alea 10 proiecte, să văd dacă avizul dumneavoastră este primul. Exact. Dumneavoastră le studiați din punct de vedere al oportunității, eu trebuie să le studiez din punct de vedere al legalității. Da? Mă rog. Bine, domnul Cincoiești, v-am dat cuvântul. Mulțumesc. Continuăm, da? Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu se abține. Înainte de a intra în ordinea de zi, vreau să știu dacă sunt observații la procesul verbal din data de 15 iunie 2023 la ședința ordinară. Dacă nu sunt, atunci supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. Intrăm în ordinea de zi. Primul punct din ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de urbanism, plan urbanistic zonal, centrală electrică eoliană Onești de 85 de MW și raport la stație electrică Borzaș. Vreau să-i dau cuvântul domnului secretar și președinte raportul de specialitate. Prin cererea depusă în cadrul instituției 10 Borzești prin SRR, solicită aprobarea în Consiliul Local a documentației plan urbanistic zonal centrală electrică eoliană Onești de 85 MW, amplasată și pe teritoriul municipiului Onești. Prin prezentul punct se stabilesc reglementări în concordanță cu prevederile legislației în vigoare, ceea ce privește regimul de construire, funcționarea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului, procentul de ocupare a terenului, retragerea construcției față de aliniament și distanța față de limitele laterale și posterioare ale parcelei. Documentația de urbanism este structurată și elaborată conform normelor atomeletice și a legislației în vigoare, fiind însoțită de toate avizele și acordurile prevăzute de lege și solicitate prin certificatul de urbanism emis de Consiliul Județean Bacău. Față de cele prezentate, vă rugăm să deliberați sau aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul a fost prezentat, avizul comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut cu majoritate de voturi. Trecem la punctul 2 din ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local numărul 167 din 19.05.2022 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Publice de Poliție Locală cu modificările și completările ulterioare. Domnul secretar. Având în vedere că începând cu data de 18.05.2023 intrat în vigoare Ordinul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, care actualizează contravaloarea alocațiilor valorice a normelor de hrană ce se acordă personalului Poliției Locale, iar prin hotărârea Consiliului Local numărul 167/2022 s-a aprobat acordarea normelor de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală. În prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea cuantumului normei de hrană a personalului direcției menționate mai sus, conform documentelor înaintate spre analiză. Vă rugăm să deliberați să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Avizul comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții dacă sunt de marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă. Trecem la proiectul, deci a trecut și acesta, majoritate de voturi. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență doamnei Keșkeș Caterina din municipiul Onești, în vederea realizării lucrărilor de reabilitare și dotare a imobilului distrus ca urmare a incendiului din data de 28/02/2023. Inițiatorii, deci domnul primar Laurențiu și domnul viceprimar Țănăcu. Având în vedere amploarea pagubelor constatate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău, conform procesului verbal de intervenții, în urma incendiului produs în data de 28 februarie 2023 la imobilul doamnei Keșkeș Caterina, se impune urgentarea demarării lucrărilor de reabilitare a locuinței. Astfel, din prezentul proiect de hotărâre, se propune acordarea unui ajutor financiar de urgență în cuantum de 10.000 de lei doamnei respective. Vă rugăm să analizați, să aprobați proiectul în forma prezentată. Cu precizarea și mențiunea că mențin punctul de vedere că aici ar trebui vot secret. Acum hotărâți dumneavoastră. Dacă nu să ai vot secret. Da, și că s-a ridicat problema că n-ar fi vot la persoană. Din punctul meu de vedere, este vot la persoană. Și facem vot secret. Exact. Să nu participe. Ok, părerea? Da. Păi s-a prezentat în jur comisie. Nu l-ați prezentat. Nu, eu am prezentat de aprobare. În jur comisie și la Comisia 1, aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Și Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții dacă sunt, dacă nu, mergem la zonă. toți la unde vrei, că este ce trebuie. Ia cum e, știa pe care cine n-a votat, dar am pus eu acolo de tot cum ați votat, este ce vrem. Așa se va avea. Cine e de la colectoare? Nu, la colectoare. Și celălalt, aici. Lipsește. Domnul Dobra, haideți că se întâmplă. Prin închiriere a unor locuințe de serviciu aflate în proprietatea municipiului Onești. Inițiator Neghină Victor Laurențiu primar și Gil Adrian viceprimar. Vă rog, domnul secretar. Urmarea faptului că la momentul actual sunt disponibile locuințe de serviciu aflate în proprietatea municipiului Onești este necesară repartizarea acestora. În acest context, Comisia Socială de Analiză a cererilor solicitaților a procedat la registrarea dosarelor depuse la Primăria Onești, stabilind listele solicitaților de locuințe de serviciu care definesc condițiile necesare atribuirii acestor locuințe, întocmindu-se lista de prioritate comună pe anul 2023 pentru aprobarea repartizării, atribuirii și închirierii locuințelor de serviciu aflate în proprietatea municipiului Onești. Față de cele prezentate, vă rog pe deliberat să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Avizul comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții, dacă sunt pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nici. Proiectul a trecut. Mergem la numărul 5. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea rapoartelor de evaluare pentru unele bunuri imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Onești, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative a acestora. Inițiator de Ghină Victor Laurențiu și Coarian. Având în vedere prevederile legislative conform cărora valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate de regulă de evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare și ca urmare a întâlnirii rapoartelor de evaluare de către evaluatori autorizați anual pentru imobile menționate în proiectul de hotărâre, se impune însușirea și aprobarea rapoartelor de evaluare pentru unele bunuri imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Onești, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative a acestora. Față de cele menționate, vă rugăm să vă liberați aplicați proiectul de hotărâre. Avizul comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Bravo. Mulțumesc. Discuții, dacă sunt pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Nu, abține, nu. Mulțumesc, a trecut și proiectul 5, mergem la 6, proiect de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 39/1999. privind aprobarea inventarelor cu bunurile ce alcătuiesc domeniul public al municipiului, cu modificările și completările ulterioare, prin scoaterea unor imobile din domeniul public al municipiului Onești. Inițiator, Medină Victor Laurențiu și Iul Padrian. Domnul secretar. Din analiza situației juridice a mijloacelor fixe existente la nivelul municipiului Onești, e identificat faptul că unele bunuri imobile nu sunt proprietatea municipiului Onești. Totodată, unele bunuri aflate în inventarul domeniului public au fost trecute în inventarul domeniului privat al municipiului Onești. Ținând seama de schimbarea regimului juridic a mijloacelor fixe, bunuri imobile, propunem prin prezentul proiect modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local nr. 39/1999 privind stabilirea aprobarea inventarilor și bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Onești cu modificările și completările ulterioare, prin scoaterea unor imobile din domeniul public al municipiului Onești. În vederea actualizării situației patrimoniale a municipiului Onești și asigurarea unei evidențe contracte corecte, vă rugăm să vă liberați să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Avizul comisiilor. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Favorabil. A trecut. Discuții dacă sunt pe marginea acestui proiect. Eu dacă sunt pentru. Poftiți. Aș dori să-mi explicați. La punctul 4 aici. Construcții, punct de exploatare în sistem termoficare, proprietar SRL, da? Cum de proprietatea SRL-ului este în domeniul public al municipiului și trebuie să o scoatem acum, că asta nu înțeleg. Sau cum de domeniul public a devenit proprietatea unui SRL. Vă explic, da? Vă explic. Este vorba de sediu Onedil. În documentele inițiale ale construcției lui, era trecut așa, punct de exploatare, sistem de termoficare, sediu regie. A ajuns în domeniul public, din prisma faptului că la momentul respectiv și acum, dar nu mai avem, tot sistemul de termoficare era prin natura legii în domeniul public. El nu a fost niciodată punct de exploatare sistem de termoficare, a fost sediu Onedil, privatizat, vândut și răzvândut și la momentul ăsta noi am rămas cu el în inventar. Damnea nostru. Scriptic. Este în inventarul nostru, dar nu e al nostru, pentru că el nu înțeleg că a fost vândut la o licitație publică, executare silită. Deci situație juridică interesantă. Da. Asta înseamnă că instalațiile aderente imobililor din Onești, instalațiile termonului care preluată Onedilul au același regim? Da, da. Deci toate punctele termice care erau înainte de construirea centralelor noi, aveau regimul de... Nu, vă întreb din instalațiile aferente noilor centrale care sunt pe Casa Scării în diferite blocuri. Da. Sunt proprietatea municipiului Onești sau proprietatea locatarilor respective? Nu, proprietatea municipiului Onești. Dată în administrare, Termon SRL, ulterior Termon CT, amândouă societăți, după cum știți, să află municipiul judiciară. E regulă, mulțumesc. Mai vrea cineva să ia cuvântul, să discute? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abținem, nu. Trece și proiectul 6, mergem la 7. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren, proprietatea municipiului Onești. Vă rog să discutați. Ținând cont de cererea înregistrată la Primăria Municipiului Onești a domnului Diogenul Țănăcu Nicolae, care solicite preluarea contractului de concesiune ca urmare a radierii societății pe la Oneștiului SRL, prin prezentul proiect de hotărâre se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren, proprietatea Municipiului Onești. În considerare cele menționate, precum și prevederile legale în vigoare, considerăm că prezentul proiect îndeplinește condițiile de legalitate și oportunitate, drept pentru care vă rugăm să vă liberați să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Avizul comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții, dacă sunt pe marginea proiectului. Nu sunt, atunci supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineți. Nu se abține nimeni, deci proiectul a trecut și 7. Proiectul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin procedura de licitație publică cu strigare a unor mijloace fixe nefuncționale, cazane de apă, caldă cu gaz. Inițiator Neghină Victor Laurențiu și Gil Pania. Prin prezentul proiect se propune vânzarea prin procedura de licitație publică cu strigarea unor mijloace fixe nefuncționale, cazane de apă, caldă de gaz, ce aparțin de fondul privat al municipiului Onești. Procedura consistă de participare, documentele necesare pentru planificare care trebuie depuse de către ofertanți, cât și clauzele contractului sunt prevăzute în documentația de atribuire anexă la proiectul de hotărâre supus dezbaterii. Față de cele prezentate, vă rog deliberați să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Avizul comisiilor. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Orabil. Discuții dacă sunt pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Nu este nimeni. Abțineri nu. Deci trece și proiectul 8. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Onești pe anul 2023. Inițiator Neghină Victor Laurențiu. Având în vedere faptul că sumele aprobate în bugetul inițial al municipiului Onești nu acoperă necesarul pentru execuția bugetului pentru anul financiar, prin proiectul de hotărâre se propune alocarea de proiecte bugetare suplimentare pentru acoperirea deficitului de în vederea asigurării cheltuielor de întreținere în funcționare pentru desfășurarea în condiții tuturor activităților. De cele prezentate, vă rugăm deliberați să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Avizul comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt pe marginea proiectului. Tot eu. Văd că nu este domnul director, dar aș dori o lămurire. Am văzut că e vorba de 2 milioane rectificare, 550 de euro, înțeleg că merg la culte, dar diferența de 1.500.000? 1.500.000 sunt taxe speciale și asigură cheltuielile pentru salubrizare, speța AGIS și DPP în cazul de față. Taxele speciale se utilizează doar pentru cheltuielile de salubrizare. Și se bugetează. Deci 1,5 milioane din depășirea de venituri de taxe speciale și anume taxa de salubrizare se folosește pentru DPP, pentru că la începutul anului bugetul asigurat pentru DPP nu era suficient, iar această taxă se utilizează doar pentru cheltuieli de salubrizare. În speță, asta este destinația acum. Cheltuieli de salubrizare pe care le asigură DPP-ul, prin curățenia stradală și ce mai asigură. Da, înțeleg. Ok, mulțumesc. Mai vreau cineva să eu aș vrea să confuz, domnul, intervin. Mi-aș dori echilibru pe culte. Suntem la cele dinainte. Eu sunt înainte, eu am luat-o înainte, bineînțeles. O să fac eu o precizare înainte. Da. O aștept. Știu cum așteptam să faceți precizarea. La 14 sunt cultele. Bun. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul nou. Cine este pentru? Împotriva? Cine este împotriva? Abțineri? Trece și proiectul nou, cu majoritate de voturi. Proiectul numărul 10, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Onești numărul 18 pe 2008, privind aprobarea regulamentului de organizare și executare a serviciului de transport în regim de taxi și în regim de închiriere din municipiul Onești. Inițiator Neghină Victor Laurențiu și Gil Pania. Vă rog, prin hotărârea Consiliului Local nr. 18/2008, autoritatea deliberativă a aprobat regulamentul de organizare și executare a serviciilor de transport în regim de taxi și în regim de închiriere din municipiul Onești, unde la articolul 5 s-au aprobat tarifele practicate de transportatorii autorizați pentru activitatea de transport persoane în regim de taxe, tarife ce au fost modificate ultima oară în anul 2019. Ținând cont de prevederile legale care dispun că tarifele se modifică sau se actualizează periodic prin indexarea pe indicele de creștere a prețurilor de consum din hotărârea Consiliului Local, este necesară modificarea articolului 5 din hotărârea Consiliului Local menționată mai sus, conform documentației înaintate. Față de cele prezentate, vă rugăm să deliberați să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Avizul comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. A ieșit. A ieșit. Comisia nu. Comisia a ieșit. Păi trebuie să avem favorabil, da? Bine, atunci discuții dacă sunt pe marginea proiectului 10. Tot eu. Am zis că mărirea de tarifuri este mare, de la 2,5 la 3 lei. Dar referitor la problema taxiurilor românești, de exemplu, sâmbătă seara la ora 10, după ora 22, nu găsești un taxi dacă ai nevoie, indiferent la ce fel. Cred că ar trebui un pic organizat altfel. Știu că am mai vorbit. Acum câteva luni a mai fost discuția asta. A spus că se rezolvă. Nu s-a făcut comisie, dar nici nu s-a rezolvat nimic. Ne puteți ajuta, doamna Bocăneț? Da. Au fost notificați toți operatorii de taxi, au motivat că nu s-a întâmplat niciodată să sune cineva cu ora 10 să nu mai aibă mașini disponibile. Nu e dispece sau ceva de genul, au un telefon automat care redicționează toate apelurile. Dacă aveți un operator anume care va refuza sau nu a făcut dispecerea noaptea, atunci haideți să facem altfel. Nu trebuie să am eu un operator anume, ci răspunsul lor ar trebui să vină către primărie și o să vă rog ca la proxima ședință să ne prezentați și eu răspunsurile lor. Da? Când condițiile astea nu sunt la minciul nostru, ia să pună pe hârtie toate firmele de taxi, cum că ei asigură mașini și că nu li s-a întâmplat să sune cineva și să nu mai mașini. Nu, o să vă rog frumos. Deci ați înțeles, da? Vă rog în calitate de consilier, la următoarea ședință, să ne puneți la dispoziție punctul lor de vedere scris, da? A tuturor firmelor care au licență, dacă nu o să solicit să discutăm partea aia cu licențele și așa, să vedem că așa este. Și să fac public răspunsul ăsta și să vedem dacă niște chiar nu înțelegem cum funcționează sau firmele, din punctul meu de vedere, au mințit. Da? Ok, mulțumesc. Asta vă să ne jucăm. Mai vrea cineva să discute pe marginea punctului 10? Nu am soluție și să văd dacă mă duce cineva. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă? Nu. Se abține cineva? Negânditorul. Negânditorul, da. Bun, trece și proiectul 10. Mergem la proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de funcționare la SC Ecosud ESA pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni. Inițiator Victor Leghin Laurențiu și Gil Padrini. Serviciul public de transport de salubrizare a localității face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice, se desfășoară sub controlul, conducerea și coordonarea autorităților administrației publice locale, ori asociațiilor de dezvoltare intercomunitară în scopul salubrizării localităților. În adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău se suspune spre analiză și aprobare tariful de facturare al SC Ecosud pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni. Față de cele prezentate, vă rugăm să deliberați să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Avizul comisiilor. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Favorabil. Discuții dacă sunt pe marginea proiectului. Poftiți, domnul. Da. La articolul 2, e o taxă, un tarif de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile, în vederea compostării de 194 lei pe tonă, față de un tarif anterior de 0,01. Poate că ar trebui să ne gândim, ca administrație, să găsim o soluție de a valorifica noi acest ori compostul, ori deșeuri biodegradabile, astfel încât să nu mai fi nevoiți, în cazul în care va trece acest proiect, să plătim un tarif atât de mare, de la 0,01 la 194, e diferență foarte mare. Am stat azi la completata DPP-ului, poate găsim o soluție și pe tema asta. Ori să facem noi compost, să valorificăm, ori să valorificăm direct biodegradabilul celor care au nevoie de așa ceva. Pentru a nu mai fi nevoie să plătim la 500 de tone, că se strâng într-un an, faceți un an, că trebuie să plătim. Da, dar, doamna președinte, acum, da, trebuie foarte bine analizat, pentru că e și o problemă de ordine juridic. Aceste deșeuri, indiferent că sunt biodegradabile, că sunt de orice natură, ele sunt concesionate. Există un operator, da, există un operator care vine, concesionează serviciul și se consideră, de ce spun lucrul ăsta? Știu că sunt hotărâri judecătorești în acest sens, proprietatea celui care a concesionat serviciul. N-aș putea eu, ca și primul să zic eu, ca persoană fizică, să iau, să-l compostez, să-l valorific. Aș face concurență acelui operator. Dar lucrul ăsta trebuie foarte bine analizat. Eu știu că au fost discuții în acest sens și au fost hotărâri judecătorești pe care s-au considerat că le-au furat gunoiul. Cei care sunt ormâni au făcut asta. Fură gunoiul care nu-i valorificat. Îi se plătește cu 5 kg, mai puțin, sau 10 kg. Dacă mai sunt alte discuții? Da, eu dacă îmi permite, doamnă președintă, văd că la punctul 1, tariful pe care îl cere Ecosud este de 443 de lei pe tonă. Discuțiile anterioare pe care le-am avut cu cei de la OIRF, da, au fost că jumătate din acest tarif primesc bani de undeva de la guvern. Nu știu, ei au zis fondul de mediu, ei au zis altceva. Asta înseamnă că Ecosudul primește cei 400 de lei, 440 de lei, municipiul Onești plătește jumătate și jumătate pune adisul din ce primește? Sau, mă rog, nu am presă, nu știu. Deci, vă referiți la reciclabil dumneavoastră, nu? Da, da. Deci, am fost articolul 1 din hotărâre, tariful de facturare în Ecosud pentru preluarea deșeurilor reciclabile. Deci, da, de Ecosud, nu de Romprest, facem diferența, da? Da, deci Ecosudul are un tarif de operare, care este de 900 de lei. Din tariful de operare se scade ce se poate prelucra din reciclabil prin OIRF-uri. Deci din cei 900 de lei se scad 456 și rămâne cu un tarif de 443 de lei. Deci asta plătim. Anul trecut plăteam 300 și anul ăsta tariful e de 443. Deci noi, diferența este de 900 de lei, noi plătim 443. Și de ce să-l mai sortezi? Păi cum de ce-l mai sortează? Ca să-l ducă la reciclare. De ce mai trebuie să-l sortez eu? Păi normal că trebuie sortat, doar nu puneți la rezidual. Prețul ăsta e mai mare decât prețul pentru deșeuri menajere. Păi era 900 de lei. Prețul pe menajer e 300 și, sau cum cât este, nu știu cât de rost. Asta e ideea. Deci 900 de lei. Mai ieftin menajer decât reciclabil. Nu, eu nu consider că este mai simplu să punem totul la unul. Nu să mai sortăm. Trebuie sortat pentru că atunci, mă lăsați un pic, îmi cer scuze, intră la rezidual. Stați un pic, numai un pic, vă rog. Nu pe mine trebuie să mă convingeți, că este clar cum procedez. Vreau să vă uitați în cameră să convingeți oneștenii, că de asta vă întreb. De asta sunt aici. Nu lăsați, că eu înțeleg. Dar eu sunt reprezentantul oneștenilor și eu nu văd ca oneștean, nu mai am nicio motivație să mai sortez gunoiul ăsta când plătesc mai mult preț. Dacă îl sortăm, deșeurile vor intra în deșeurile reziduale și va crește cantitatea de rezidual. Și atunci vom plăti, în loc de 600 de tone de rezidual, vom plăti 900 de tone. Deci trebuie să reciclăm. Asta este ideea. Acum... Deci trebuie reciclat pentru că altfel crește cantitatea de rezidual. Reciclăm. Ideea este că prețurile nu ne încurajează să reciclăm. Ce Dumnezeu? Adică e taman invers. Asta e ideea. Dar reciclăm, dacă suntem... Da. Să nu uităm că tariful acesta este pe 6 luni, da? Da. Adică iulie ești cu 6 luni, ianuarie, când trebuie făcut o altă citație, nu? Nu greșesc. Nu, nu, greșiți. Deci, aici scrie 6 luni, hotărâre. Da, scrie 6 luni. Am vorbit cu cei de la AGIS, pentru că prețurile pe materialul reciclabil se modifică de la lună la lună. Ei au luat acum un tarif, în ianuarie se poate să fie mai mic tariful sau mai mare, înțelegeți? Pentru că fluctuează tarifele pe piața reciclabilelor. Înțeleg, situația unui preț, dar nu înțeleg asta. Mi s-a spus că la AGIS unde se stabilesc tarifele. Da. Mai aveți, domnul Nicolae? Dacă mai e cineva care vrea să discute pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Da, dacă sunt împotrivă, persoane. 3 împotrivă. Abține. 4 abține. Deci 7 de 16, 9. Deci 17. Da, majoritatea simplă. Emoții. Emoții. Ba, nici emoții. Păi suntem 17 prezenți și dacă nu mai e 4 cu 3, 7, 16. 10 pentru 7 pentru 10. Da. Bun, deci a trecut cu emoții, dar a trecut și proiectul cu 11. Îmi cer scuze, cele 7 voturi sunt la plenară sau la plenară? Au fost 3 voturi. Păi suntem 17 prezenți, 3 sunt împotriva, 4 abține, 7. Poftim? Doamna Cimpăș, mai votați, vă rog frumos. Ce doar să încheiem? Mai e până la campanie. Da, așa este. 10 pentru 3 împotriva, 4 abține. Haideți să ne numărăm, să vedem de unde este 10. Eu duc un tar, nu are gura mare, dar la calcul e mai greu. 3, 7, 9, 10, 11, 13 și cu... 3, 16 și 20. 17 oameni. Ok, haideți să vedem de unde aveți 10 voturi. Dar nu mai spune, sunt curios. Păi dacă vedem de 7, 3 s-au obținut 4 împotrivă. Sunt 7 PMP și 3 PSD care au votat pentru. Ce e așa greu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 6. 2 aveți acum. Aveți 2, 2. Doamne, 5, 2. Ați vă rog, oameni, să vă spați pe voi. Ați maționit, așa? Da. Asta. Păi nu că... Eu m-am mai băgat la măruntorii de la bifica mea sunt, da. Astăzi, da, sunt. Dacă sunt țări, nu mai mare. Da, da, da. Doar câteva ore. Gura mare o aplăs, nu? Nu avem o problemă. Ceva venit asta la campania electorală, eu vă rog să vă abțineți și să vă păstrați pentru campania electorală. Asta e o strategie care ședință să facem. Domnul Gitară, vă luat cuvântul? Da, vă rog frumos, îmi cer scuze. Când o să am nevoie de consultat, fiți sigur că nu o să vă apelez. Bine, putem să încheiem... S-a votat, s-a aprobat, am trecut. 12 îl sărim, îl lăsăm la urmă. Trecem la 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare a municipiului Onești cu asociația Cine-Cultura în vederea realizării în comun a proiectului cultural Caravana Filmului Românesc, capodopere ale Cinematografiei Naționale, ediția 11-2023. Inițiator Gilbu Adrian Miciu. Prin proiectul Caravana Filmului Românesc se propune crearea în Onești, timp de 7 zile, a unor evenimente de cultură cinematografică românească, reprezentând proiecții de film gratuite, spectacole de seară mai libere și desfășurate în parcul municipal. La nivel local, în acest proiect se urmărește și valorificarea de punct de vedere cultural a parcului municipal, în organizarea unor activități culturale remarcabile, beneficiile culturii de orașului. Față de cele prezentate, rugăm să vă rugați să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Avizul comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia 3. Favorabil. Comisia 4. Și mată favorabil. Discuții dacă sunt pe marginea proiectului. Nu sunt discuții. Atunci trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu sunt. Toată lumea este cu cultura. A trecut. Proiectul 13, mergem la 14, proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pe anul 2023 acordat unităților de cult din municipiul Onești, din bugetul local al municipiului Onești, inițiator Gilbu Adrian, care m-a rugat să îi dau voie să Primăria Municipiului Onești susține eforturile religioase de reabilitare a clădirilor care necesită consolidărilor de reparații urgente, motivat de faptul că acestea asigură servicii religioase pentru un număr ponderabil de noriași. Astfel s-a considerat pentru finanțarea acestor obiective descrise în prezentul proiectul hotărârii. Față de cele prezentate, vă rog să deliberați să aprobați cu prezentul proiectul hotărârii. Mulțumesc. Avizul comisiilor. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 3. Favorabil. Așa a fost uităm cuvântul domnișilor. După cum ați observat, catedrala nu este cuprinsă în acest proiect. Urmând ca în septembrie să fie o rectificare bugetară, în care o să acordăm premiul 1.000.000 de lei catedralei pentru refacerea curții, ca să fie în același ton cu piațeta casei. Eu nu voiam să fac referire la catedrală, că vorbim de același cult, ortodoxi și ortodoxi au primit toți. Da. Catolici mai puțin. N-au făcut cerere. Exact, exact asta este răspunsul. Eu vreau să avem un fel de colaborare, aș spune. Adică atunci când oamenii tot așteptau rectificarea bugetară, pentru că s-au interesat în permanență, în momentul în care se știe că se face rectificare bugetară și se dau bani pe culte, cred că frumos este să sunăm și catolicii și ortodoxii, pentru că așa cum au primit atâtea biserici ortodoxe din oraș, puteau să primească și bisericile catolice, mai ales că cei care stăm în cartier știm că la biserica catolică... toți cei care au solicitat și au îndeplinit criteriile, au primit. N-au primit cât au solicitat, în funcție și de bani. Au primit mai mult decât au solicitat, ca să nu... mai mult decât ar fi trebuit să primească. Majoritatea au primit mai puțin. Da. Majoritatea au primit mai deci toți cei care au definit criteriile au primit bani. Sunt cei care au depus târziu, sunt cei care n-au depus, sunt cei care n-au cerut. Bine, nu puteam să ne ducem noi să le zicem nu cereți niște bani, că vreau să ceară. Solicitarea mea este ca la momentul la care va fi dispusă următoarea rectificare bugetară și se vor aloca sume de bani pentru catedrală. Deci rectificarea bugetară este exact pentru catedrală. Sesiunea de acordat ajutoare către curte, nu se știe dacă va mai fi una. A fost o sesiune, nu se știe dacă va mai fi una în funcție de banii care se avem. Domnul primar, mai înainte am vorbit cu el și a zis că s-ar putea să mai fie o sesiune de depunere. Dar eu v-aș ruga, este cerere, eu am înțeles că este cerere, mi-au zis cei de la registratură că a fost înregistrată cerere de către Biserica Catolică pentru anumite sume de bani, pentru alocarea anumitor sume de bani, pentru refacerea exterioare ale bisericii. Știm că se investește la clopotniță. Din păcate, dacă cererea a fost depusă după termenul de depunere a cererilor, putem să avem un calcul la următoarea sesiune. Asta era solicitarea la următoarea sesiune, să nu îi trecem cu vederea, pentru că nu este ecumenic, zic eu. Adică chiar trebuie să fim cât se poate de echidistanți cu toate cultele. Dacă mai vrea cineva să discuți cu marginea proiectului numărul 14, dacă nu supunem la vot... Eu nu voi participa la vot, la tractorul. Deci, participă doamna Pașu, restul sunt pentru, da? S-ar ține cineva, este împotrivă? Bun, a trecut și proiectul acesta. Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile, chioșcuri, proprietatea municipiului Onești. Inițiator domnul Cinematografia. În vederea desfășurării activităților de colecție în cadrul specializat de municipalitatea de 105 chioșcuri municipiale, ce a fost aprobat în parcul municipal Onești de desfășurarea diverselor activități artistice. În vederea atribuirii către agenții economice, propune spre aprobare Consiliului Local, proiectul de hotărâre privind închirierea acestor bunuri imobile prin licitație publică privată, proiect ce cuprinde datele de implicare, valoarea de inventar și destinația bunurilor ce fac obiectul închirierii, respectiv documentația de atribuire, durata închirierii, prețul minim al închirierii. Față de cele prezentate, vă rugăm delibera să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Avizul comisiilor, Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Favorabil. Dacă sunt discuții? Atunci votăm. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Sunt. A trecut și proiectul numărul 15. Ne întoarcem la 12. Probleme de interes local. Dacă se înscrie cineva la cuvânt. Doamna Pașoc. Vă scuzați, dacă nu vă scriu, pot să mă declar? Da. Mai înscrie cineva? Domnul Simpoiești și domnul Sergei. Eu am o mică solicitare pe care am mai avut-o și la alte ședințe de Consiliul Local, dar nu s-a făcut absolut nimic. Am solicitat-o și în calitate de membru al DPP. Nu s-a întâmplat nimic nici acolo. O repet, că asta e... Chiar dacă suntem consilieri locali, venim aici doar ca să vorbim. Nu se întâmplă nimic din ceea ce solicităm sau din ceea ce rugăm de cele mai multe ori. Aș vrea ca mașinile celor de la domeniul public și privat să fie inscripționate. Deci să aibă pe ele pusă sigla DPP-ului. Pentru că mi se pare normal să știe toată lumea din oraș că mașina aparține DPP-ului. Același lucru ar trebui să se întâmple și cu mașini de primărie. Deci cred că ar fi o chestiune de bun simț și de eleganță să avem inscripționate mașinile care sunt ale întreprinderii publice, dar și ale primăriei. Fac această solicitare și urmează să analizați. Nu dumneavoastră, dacă nu-i domnul primar, nu trebuie să facă. Marea majoritatea mașinilor de DPP sunt inscripționate. Marea majoritate. Bine spus. 90%. Bine spus. Deci indicat ar fi să fie toate mașinile inscripționate. S-a venit o băsculoană. S-a venit. Aia e 10%? Domnul viceprimar. Știu foarte bine care sunt și care nu sunt. Da? Mulțumesc tare mult. Cu plăcere. Doamnul primar nu este, doamna Angel nu este, am o rugăminte. Știu că o să intrați în TCR pentru asfaltare. Știu că a fost făcut un anumit program. Problema este că de la prima curbă, acolo de la intersecția cu Sepatu și până la cealaltă curbă, la fabrica cu bere, drumul acela este urma găuri. Cealaltă parte de drum a fost pregătită. A fost turnat în ciment și o sutină de tăteu să facă în asfalt. Când? Înțeleg că trebuie să mai așteptăm. Problema este că pe acel segment de care vă spun eu, nu a fost pregătit nimic. Nu a fost turnat ciment, nu a fost pregătit. Iar DPP-ul va veni și va turna asfalt, dar acolo nu este făcută pregătirea. Pot să vă dau exemplu canalul care traversează șoseaua după tunelul din TCR. Da. Au asfaltat pe partea dreaptă și a rămas acolo. Am vorbit cu directorul DPP-ului și se rezolvă. Dar partea cealaltă nu rezolvă nimic. Cum facem să rezolvăm? Să primesc răspunsul la ceva? Deci, dacă știți, astăzi s-a asfaltat în cartierul Dala, Spania. Nu înțeles. Okay. Bun. După aceea urmează TCR-ul. Este o zonă care ziceți dumneavoastră de la Sepat spre fabrica de bere. Da. De la Sepat spre fabrica de bere o să se repare între timp. Prima dată se fac străzile importante și străduțele alea două laterale care au fost dorite total. 2 sau 3 străduțe laterale. Nu m-ați înțeles exact. În curba la stânga a fost scos asfaltul săpat exact unul dintre contactanții Grada. De fapt, n-au încercat nimic așa, da? Acea suprafață nu a fost amenajată de pe nu ar cum să pune asfaltul acolo. Dacă tot merge în TCR și face tot, n-ar fi invitat să rezolve, dacă totul. Da, asta ține de grafic cu constructorul, de lucrările lui. Noi venim cu DPP-ul și asfaltăm în urma lor. Nu pot eu să-i spun la Laurențiu, haide că să-l rog frumos să termine mai repede. El are un grafic de lucrări care părește că respectă, domnul primar, toată ziua, stă de vorbă cu el. Da, sunt unele lucrări care sunt întârziate și din cauza că nu le-au sosit vanele, nu le-au sosit toate materialele. Dar mare parte din TCR, 80%, se va face începând de mâine până. Da, știu, dar n-am înțeles. N-avem nici. Lăsați, la următoarea ședință, nu o să se rezolve până la următoarea ședință, vine domnul primar. Da, da, da. Domnul sergent, vă rog. Da, n-aș vrea să se sensibilizez pe prea multă lume, dar eu am avut niște discuții la primărie mai de mult. Repet, ar trebui să fie un pic mai multă atenție în legătură cu drapelul național care trebuie afișat în locuri publice, având culorile potrivite, având dimensiunile potrivite, având standardul cum scrie în stas. Am văzut drapeluri strâmbe, am văzut drapeluri cu alte culori, al României, bineînțeles, am văzut drapelul cu stemul pe el și așa mai departe. Sunt niște reguli din stat, cei care ar trebui să le vadă, ar vrea să le vadă înainte ca să se întâmple ceva în neregulă. Haideți să ne mândrim cu drapelul nostru, așa cum este, da? Așa cum trebuie să fie. Mulțumesc! mulțumesc și eu. Dacă mai este cineva, dacă nu, declar închisă ședința de astăzi și sper să ne întâlnim la sfârșitul august.